Cioc, cioc! Aveți puțin timp de obirea testului italian? Bine, iată că am ajuns la cel de-al doilea episod, alături de concurenții care încearcă să ne arate că ei sunt italieni adevărați. Sunt Ziana, Oase, Alina! Și bineînțeles, alături de Marco Favino, italian autentic și șef esperto! Grazie mille! Mie mi s-a părut că v-ați descurcat super bine data trecută. Da, super! Da, 0, ceva! Cosi, cosi! Puțin, alții mai mult! Hai să fim optimiști, pentru că astăzi o să vă distrați foarte tare. Da? Proba de astăzi este o probă practică. Să vedem cine simte pericolul. Și cine prinde. Prinde sora. Hop, tu! E, te descurcam! Oh, Doamne, v-ați prins? Regula este super simplă. Cel care prinde cele mai multe pizze pe parcursul unui întreg minut, câștigă! Deci, dragilor, fie ca cel mai bun prins, fie ca cel mai bun, să câștige! Bun, hai. Bun! Așa, cronometru a ajuns la mine. Cine vrea să fie primul? Eu vreau. Oase, zi, ești pregătit? Hai. Bun, da, ce trebuie să fac? Domnul pizzar e pregătit aici să te încurce. Sunt tu, domnule. Fii atent. 3, 2, ce, gata, 1, începe! Oh, hai! Haide! Foarte, am emoții, Ia și cu talent și cu wow. Eu cred că ai făcut blat. Bine, ce bine! Lasă-mă că mă concentrez, stai! Lasă că am luat 0,5, mamă! Star la echipa națională de prins pizza! Mamă! Bine, Oase! Bun! Bine, măi, aranjată! 2! Aruncă, cu capul! 1! 3! Se pune! Le-am prins pe toate! Bravo! Extraordinar! Mulțumesc mult de tot, domnule! Mulțumesc mult! Bravo! Ați văzut, da? Atâta talent mai rar! Ați văzut? Talent, calitate, da. Punk, jos, am prins sus! Oase, ai ridicat ștacheta. Este clar, acum să mergem mai departe la cea de-a doua noastră concurentă, și anume, sunt Ziana Negru. Măi, eu m-am pregătit pentru multe, dar nu pentru așa ceva. Și cred că nu sunt singura, pentru că cine stă acasă și se gândește, ia să învăț eu să prind niște blat, că poate-mi folosește la ceva. Eu! Hai să-mi zi, nu fi tristă. Eu cred că tu ești o persoană super norocoasă și astăzi o să descoperi o pasiune nouă. Oh. Nu te mai întreb dacă ești pregătită, număr direct. Ești gata? 3, 2, 1, avanti il prossimo! Hai să-mi zi, vadă! Direct, bine. Cu o singură mână! A jucat la intimidare! N-ai chef, dar le prins pe toate! Ridică! Ce rămâne! E un giallo! Hai, ridică, recuperezi! Distragi! Să fii să lucrezi sub presiune! 1! Să juriu să observe cum s-a prins că nu o să judec. Mulțumim. Haide. Deci eu dau drumul la cronometru în 3, 2, 1. No pressure. Hai că sunt pregătită. S-a prins. Ia uite, ce prindere bună. Stai, eu am unghi. Asta e. Bine, hai că încerc cu așa, mă. La limită, chiloții lui bunica. Exact. Pe masă, hai. Okay. Eu sunt cu cronometru. Asta deci mai aici. 3, 2, 2. Mai sunt șocată, Alina. N-a fost așa de bine. Da. Ați fost super drăguți, chiar dacă ați mai scăpat pizza, chiar dacă ați mai prins-o. Dar să știți că n-a scăpat de jurizare. Corect. Da, astăzi chiar avem, sore, cineva care pleacă acasă cu 3 de da. Deci felicitări la șeforia. Bravo. Cel mai bun aruncat de pizza. Nota 10. Bravo. Bravo. Dar pentru ei ce notă ai pregătit? Da, notă și pentru ei. Deci câștigătorul la proba de astăzi este șef Oase. Yes! Am câștigat. Bravo. Hai să vedem punctele de până acum. Cel mai confuz moment de acordat puncte. Asta cere un moment de relaxare. Așadar, câștigătorul acestui episod și posesorul eșarpei roșii este... Oase! Yeah! Ia uite! Bravissimo. Cine are eșarpă roșie? Știi că am și eu una, este 1-1, nu uita! 1-1, da! Avem câștigător diferit în acest episod, dar finalul este la fel ca în episodul trecut. Ne vedem la o bere! Hey, salut! Salut!